De la cu face declarații. Deci problema nu se pune că o anumită organizație face plătire. Deci nu ar trebui tot organizația OLT exact să vină găsit cu... Căutăm exact în persoana lui Adrian Chesnoiu, cel mai bun profesionist, căutăm cel mai bun profesionist de înlocuirea lui Adrian Chesnoiu și de continuarea activității de la minister pe domeniul agriculturii. Legat de măsurile fiscale pe care le-a prezentat ministrul finanțelor publice Adrian Căciu, sunt câteva noi, domnule președinte, pe care nu le-ați expus în spațiu public. Crește TVA-ul, crește impozitul pe dividende la 8%. Nu crește absolut nimic. Este vorba de scoaterea unor excepții. Ce susținem noi? Deducerile pe salariu până în 4.500 de lei. Suntem total de acord, iar colegii, și ministrul, și colegii, și eu personal, continuăm să avem părerea că trebuie venită cu o impozitare progresivă a pensiilor speciale. Impozitul pe dividende va crește de la 5% la 8%? Nu știm, nu este luată o decizie în coaliție este în acest moment. Este o venită din partea Partidului Socialist. Miercuri vom lua deciziile și vor fi anunțate. Ce alte propuneri mai vin din partea Partidului Social Democrat care vor fi prezentate miercuri? Eu mențin părerea că ar fi trebuit anumite companii au avut niște venituri excepționale pe perioada pandemiei, pe criza energetică și acele companii ar fi trebuit în acest moment să întoarcă, fiindcă li s-a mărit foarte mult cifra de afaceri fiind cu aceste necazuri picate pe toată lumea și mi-aș fi dorit în continuare să venim cu o taxă către educație și sănătate. Nu am convenit-o până acum în coaliție. Noi avem părerea noastră, cei de la Partidul Național Liberal au părerea lor, dar... Legat de această taxă, această contribuție, cum ați redenumit-o, le-ați spus colegilor dumneavoastră... Care nu este permanentă. Da, am înțeles. E foarte important să specificăm că este pe o perioadă limitată de timp, cum și pandemia și sperăm și criza asta. Că vă așteptați la o directivă europeană pe întreaga Uniune Europeană. Nu este dată, este dată o directivă europeană astfel încât companiile să plătească impozitele acolo unde au profitul. Să nu se mai scoată profitul din țara respectivă, lucru care se întâmplă în acest moment și în România. Vom vedea, am avut această discuție și cu comisarii europeni și cu primul ministru social-democrați și au zis că se încearcă să grăbim să apună în aplicare această directivă la nivelul Comisiei Europene. Aceasta este o linie roșie pe absolut, care nu ar putea toate activitățile, cum e normal. Banii faci în România, aici plătești toate impozitele. Este o linie roșie acest impozit progresiv. Ei nu vor să renunțe la cota unii sub nicio formă. Eu v-am spus foarte clar că nu avem cotă impozit progresiv anul acesta. Despre ce vorbim? Pentru ce tipuri de produse și servicii va fi crescut TVA-ul? Ați fost la prezentarea făcută de ministru. Este propunerea. De exemplu, pentru catering și alimentație publică era TVA 5%. Și s-a propus venirea la 9%, cum este și excepția pentru alimentele de bază și pentru alimente în general. Adică nu poți o abordare diferită de la 5% la restaurant, dar 9% în magazine la zahăr. Deci nu este. Deci, repet, vorbim de scoaterea anumitor excepții, nu de introducere de taxe noi. Tranzacțiile imobiliare vor fi și ele impozitate și cu cât? Cred că miercuri o să vă lămuriți cu absolut. Mai știți pe Gabriela Firea la șefia de la 1 iulie, USR a atacat la Curtea Constituțională proiectul de lege care creștea salariile bugetarilor. Ce se va întâmpla? Va veni de coordonată de urgență? Nu, haideți să vedem decizia curții. În Parlament este o moțiune simplă împotriva lui Virgil Popescu. Au fost foarte multe critici venite din partea socialdemocraților la adresa lui. Cum facem vor vota? Facem parte dintr-o coaliție. Iar am zis, dacă dorim să trăim într-o țară normală, primul ministru este cel care face analiza ministrului. Momentan, primul ministru nu a venit cu o analiză în privința vreunui ministru. Când va fi adoptat acest pachet fiscal? Până la 1 iulie, așa era discuția. Vă mulțumesc. Domnule președinte, mai susțineți pe Gabriela Firea la șefia PSD București? Domnule, n-a existat o astfel de discuție despre... Au avut informații în spațiu public. Astăzi am propus colegilor să venim la Consiliul Politic Național să declanșăm alegeri în toate județele unde s-au câștigat consiliile județene și primarii municipii reședință de județ.
rămânând celelalte, să intre într-o zonă de reorganizare. Nu există și n-a fost o discuție în ceea ce o privește pe doamna Firea. Să înțelegem exact, ca să susținerea dumneavoastră. Mă rog. Personal, Gabriela Firea are susținerea dumneavoastră? Din acest moment, categoric. Am avut susținerea mea și la Congres pentru a fi unul dintre cei doi prim vicepreședinte. Ca să înțelegem exact, vor fi organizate alegeri în organizațiile acolo care unde peste... Unde au câștigat alegeri. Deci acolo vor fi organizate alegeri. Nu mai cele care au pierdut, păi și cei care au pierdut alegerile și sunt în fruntea organizației. Intrăm într-o perioadă de reconstrucție a celor organizații. Ar putea să fie o variantă pentru peste de Congres? Mai aveți alte întrebări puși de alte... În acest moment, categoric, eu o susțin pe doamna Fir. Mulțumesc mult! Au fost declarații în direct Marcel Ciolacu de la sediul PSD.